Hei, salut! Sunt Andrei Duban și vă invit să urmăriți de luni până vineri matinalul Fi Antenă. Și o cafea cu mult drag din partea mea. Bucurii să aveți în casă și o zi de luni frumoasă. 31 mai, doamnelor și domnilor, sfârșitul de lună ne face să fim mai înțelepți, mai maturi, mai îngândurați că timpul acesta trece prea repede și ne aduce un nou început de săptămână. Iar de mâine, o nouă lună cu o sărbătoare frumoasă dedicată copilului. Iar poi mâine este o zi importantă din viața mea. Se spune că ziua când te naști este cea mai importantă, însă aș ține să precizez că faptul, fiecare clipă din viața noastră este importantă pentru că trăim, pentru că respirăm și pentru că ne trezim. Iar acum, pentru că este începutul de săptămână, m-am gândit să invit în ediția de astăzi o gorjancă ce se află la început de drum, dar cu multe planuri și vise de îndeplinit, cu melodii ce ne face să ni se facă dor de evenimente și de petreceri. Adriana Popovici în premieră la matinal astăzi. Dar acum urmează meteo, ce ne aduce ziua de astăzi în termometre și pe cer, rămâne să ne spună Valiconea pentru fiecare zonă în parte. Bună dimineața! La început de săptămână avem parte de vreme rea și emisiune bună de urmărit la Antena 3 Vâlcea. La munte, grade puține și multă, multă apă de ploaie. În termometru, la obârșa Rotului, 9 grade, 9 grade și pe vârful Roman, în Buila, Vânturarița, 8 grade, iar în masivul Cozia, 9 grade. Vreme închisă și ploaie, dar și temperaturi mai scăzute în zona submontană. Voineața, 15 grade, 17 grade la Brezoi, la Horezu, 16 grade, la Cânen, 15 grade. Ultima zi a lui Florar nu arată bine nici prin stațiunile județului. Ploaie și 19 grade la Călimănești, 17 la Olănești, 19 la Govora, 18 grade la Drăgășani. Râmnicul și-a rămas bun de la luna lui Florar cu 10 grade dimineața și 19 grade pe la prânz. Toate cele bune să se adune și mâine să nu uităm că dăm în mintea copiilor. E 1 iunie. La mulți ani, copilărie! Da, 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 doamnelor și domnilor, începutul de săptămână vine întâmpinarea lui Alin cu rubrica Dimineți cu arome. Astăzi să vedem ce ne-a pregătit. David's Liquor Store sponsorizează rubrica Dimineți cu arome la matinalul Fi Antenă. Neața, Madalina, neața, dragi telespectatori. În această dimineață, eu, Alin, de la Alin Bar Events, am venit ca să vă prezint un cocktail foarte simplu pe care îl puteți face oricând, la orice oră, oriunde, între prieteni. Este foarte simplu de preparat. Se numește Blue Lagoon. E un cocktail non-alcoolic, o să-l fac eu aici. Bineînțeles, pentru că este o oră destul de vreme și se mai uită și copiii la noi, nu avem voie. Și folosim un sfert de lime, pe care îl zdrobim bine, sau puteți folosi și lămâie, nu este niciun fel de problemă. Doar că îi trebuie puțin de zeamă pentru a fi puțin acrișor. Gheață, din plin, cum v-ați obișnuit, să fie paharul cât mai plin de gheață. Un sirop de blue curaçao, câteva dropsuri, 1, 2, 3, așa mai lungă o puțin, să fie mai colorat. După care adăugăm un suc fără acid, suc cu acid, pardon, scuzați emoțiile, un suc cu acid transparent. Cred că știți dumneavoastră la ce mă refer. Până sus. Gata. Asta a fost tot. Luăm o feliuță de lime, o tăiem în unghi de 45 de grade, o punem pe pahar ca să arate bine și paharul, că până la urmă știți cum e, orice doriți să consumați, mai întâi consumați cu ochii, după care cu gura, cu papilele gustative. Și acesta este Blue Lagoon. Un cocktail simplu,
bun, oricând, oriunde, răcoritor. Eu sunt Alin de la Alimbar Events și țin să mulțumesc și celor fără de care această rubrică nu ar putea exista, celor de la Davis Liquor Store, pe care îi puteți găsi pe strada Mihai Viteazul numărul 57. Ei se ocupă cu o bună organizare a lucrurilor din viața noastră atunci când aveți evenimente mai speciale, deosebite, sau de ce nu și când doriți să aveți o seară în familie, între prieteni, puteți apela la ei cu încredere oricând și din ce știu, fac și livrări la domiciliu, îi puteți contacta fără cea mai mică reținere. Vă mulțumesc frumos! Da, doamnelor și domnilor, apelați la liniu pentru evenimente reușite, petreceri, nunți, botezuri, de asemenea și la sponsorii noștri, Davis Liquid Store, pentru cele mai delicioase produse, o varietate largă unde aveți posibilitatea să alegeți. Tot astăzi este o zi importantă, Ziua Mondială fără Tutun. Se serbează în toată lumea în fiecare an pe data de 31 mai și se intenționează să se încurajeze o perioadă de abstinență de 24 de ore de la toate formele de consum de tutun din întreaga lume. Ziua este menită de asemenea să atragă atenția asupra răspândirii a consumului de tutun și asupra efectelor negative asupra sănătății, care în prezent duce la peste 7 milioane de decese în fiecare an la nivel mondial. Acum urmează horoscop, răsturnări de situație în viața personală, luăm decizii importante, vom visa la o iubire ca în povești, dar haideți să vedem cu exactitate ce ne spune ghicitoarea noastră în stele Lili Suciu pentru fiecare zodie în parte. Berbec. Nativii zodiei se află în conflict cu onoarea și rațiunea. Gândiți-vă mai mult la dorințele voastre și axați-vă pe sectorul iubirii și al serviciului. Taur. Astăzi, taurii ar trebui să se axeze pe o serie de acte sau documente care, dacă nu sunt rezolvate la timp, îi vor costa, mai ales pe plan financiar în viitor. Gemeni. Prietenii și familia sunt cuvintele cheie pentru nativii zodiei. Fie voi aveți nevoie de ajutor, fie ei, cert este că există o comunicare bună și veți rezolva orice problemă apărută. Rac. Astăzi nu este momentul potrivit ca racii să cheltuiască bani, doar dacă este ceva urgent și nu puteți amâna. Altfel, evitați să mergeți la cumpărături sau să le faceți online. Leu. Leii vor găsi astăzi răspunsuri pentru niște întrebări pe care le au de ceva vreme. Este bine să spuneți adevărul legat de orice problemă vă macină, indiferent de reacțiile celorlalți. Fecioară. Nativii acestei zodii sunt destul de temperamentali astăzi. Cei din jur s-ar putea să vă evite din cauza tonului și a exprimării voastre în privința chestiunilor urgente pe care vreți să le discutați pentru a le rezolva. Balanță. Balanțele sunt prinse în relațiile de familie. S-ar putea să participați la o reuniune de grup în care anumite persoane vor să vă analizeze mai mult decât trebuie, așa că nu fiți irascibile. Scorpion. Astăzi, scorpionii sunt susținuți în sectorul creativității și în afaceri. Totuși, să aveți mare grijă pe sectorul comunicării, pentru că aveți tendința să fiți duri și să îi răniți pe cei din jur. Săgetător. Și săgetătorii au astăzi o problemă în ceea ce privește comunicarea. Oamenii cu care vă întâlniți se vor opune ideilor voastre, așa că trebuie să dați dovadă de tact și de răbdare. Capricorn. Nativii zodiei trebuie să aibă grijă în fața cui își deschid sufletul astăzi. Cel mai probabil vor doar să afle niște informații care se pot întoarce împotriva voastră. Vărsător. Astăzi, nativii vărsători sunt prinși în semnarea unor acte la locul de muncă, fiindcă un șef pune presiune pe ei, dar nu este bine să semnați nimic dacă o faceți constrânși de împrejurări. Pești. Nativii acestei zodii au astăzi multă intuiție pe zona iubirii și pot cădea la pace cu o persoană care le dădea bătaie de cap până acum. Se poate schimba un program, un proiect, o călătorie, așa că fiți pregătiți cu un plan de rezervă. Cam atât despre zodiac, astre, stele și planete. Acum urmează rubrica noastră zilnică cu un nou instructor de fitness.
5 minute de mișcare alături de Mădălin, să vedem el ce exerciții ne va pregăti pentru ziua de astăzi și cu ce sfaturi vine în realizarea exercițiilor, după care invitata mea de astăzi să ne încânte și să ne cânte. Bună dimineața, numele meu este Nicola Mădălin și astăzi suntem la APT Gym și vă vom ajuta cu niște exerciții. Astăzi o să facem ramat la scripete din supinație și o să folosim și gantera EZ, bara EZ, pentru biceps. Deci o să ne așezăm frumos pe aparat aici, da? Fixăm bine picioarele, luăm o distanță cam lățime de umeri în partea de în pară, da? Ținem un pic picioarele, spatele să fie cât mai drept, ușor coborâm și tragem la nivelul abdomenului, da? Spatele în permanență rămâne cu el fix, umerii lăsați în jos, da? Și tragem aici la nivelul abdomenului. Nu ridicăm umerii sus să facem această mișcare, da? Bara vine drept și la nivelul abdomenului. După care o să venim și luăm bara EZ cu priză medie. Brațele trebuie să fie coborâte în permanență până în jos, da? Și venim sus, coborăm ușor, da? Avem sus și coborăm în jos. Majoritatea timpului oamenii o să facă mișcarea, o să ducă coatele ușor înapoi și o să fure un pic partea aceasta, da? Dar noi trebuie să stăm cu brațele drepte și ridicăm până sus, da? Coatele ușor spre înainte. Coborâm, ușor spre înainte. Hop. Deci, așa, da? Acest exercițiu se va face imediat unul după altul, da? Avem aici la ramas priză în supinație, la scripete. Se vor face 4 serii de 12-15 repetări, greutate medie, nici prea mare, nici prea ușoară, ca să putem să ne axăm mult pe partea de mare dorsal, da? Și în același timp o să combinăm un pic bara pentru biceps, care este un exercițiu tot pentru tras, da? Până mai ne facem un posedie, da? Ne vedem un pic cu partea de biceps. Nu ce avem mai, da? Nu, nu ce avem. Da, ușor, spatele drept. Important este să respirăm, da? La fiecare repetare respirăm. Pieptul sus, spatele în permanență drept, umerii lăsați ușor în jos, da? Pieptul sus. Fără pauză, punem bara și tot așa facem. Spatele tot așa drept. Important respirăm, da? Aceste două exerciții, pauză o să avem între ele după ce terminăm pe partea de biceps. Și acest exercițiu o să-l facem undeva de vreo 4 serii, da? 4 serii, 10-15 repetări și cam atâta pentru astăzi, da? Vă mulțumesc și vă așteptăm mâine la mișcare! Da, Mădălin, ești în forțe de zile mari, îți mulțumim frumos pentru rubrica prezentate, 5 minute de mișcare de astăzi începând cu Mădălin. Vă așteptăm și mesajele dumneavoastră trimise pe pagina noastră de Facebook Antena 3 Vâlcea sau pe Instagram. Iar acum, la matinalul Fii Antenă în premieră, o invit alături de mine pe Adriana Popovici. Te invit, draga mea, bună dimineața! Bună dimineața! Ia un loc, te rog! Ce faci? Cum ești? Foarte bine! Mă bucur că am ajuns pe la tine! Înălțimea asta de zile mari, ești la cote maxime, cum s-ar spune! Îl moștenesc pe tata! Ce înălțime?
Cred că 1,80 și aproape 90. Vai de mine! Ia un loc, te rog, undeva pe mijloc, dacă se poate, mai așa, mai pe mijloc ca să dăm bine la TV. Cum e, Laurențiu? Activi? Ne dai și nouă muzicuță așa pe fundal? Nu vrei, nu? Hai, te rog frumos, ca să prindem energie dis de dimineață. Cum ești, Adriana? Sunt bine, sunt încrezătoare, sunt liniștită, deși am un an destul de agitat. De unde vii tu? Hai să spun. Am spus că din Gorj, clar. Sunt din Gorj, eu m-am născut la Târgu Jiu, ce-i drept, m-am născut la oraș, dar cred cu tărie că reprezint cel mai bine satul meu. Părinții mei provin din sate despărțite de Gilor. Tata este de la Turburea și mama de la Groșerea. Și am avut o zonă foarte frumoasă. Extraordinar de frumoasă, reprezentăm Gorjul de Câmpie. De acolo mă leagă cele mai frumoase momente ale copilăriei mele. Cred că nu aș fi putut să cresc mai frumos în alt loc decât la mine la țară, cu bunicii mei. Mai ai frați, surori? Nu mai am frați, sunt singură la părinți. Am un cățel. Ai un cățel, în schimbul Da, și suntem prieteni de nădejde de 10 ani de zile. Ia, dar cât trăiește un cățel? Că nu știu exact. Este un pechinez imperial și dacă îmi dai voie am să spun povestea lui. Eu când eram micuță, părinții mei lucrând, am fost nevoită să rămân singură acasă. Și am spus, mamă, uite, mi-e puțin teamă, dar dacă o să am un cățeluș, nu o să mai am niciun fel de problemă. Și ei s-au gândit atunci, mamă, să-i cumpărăm fetei un bișon sau ce rase mai existau atunci. Până când l-a întrebat pe un coleg de la muncă, măi, uite, fiica mea vrea și ea un cățel, mă poți ajuta, știind că băiatul este în domeniu cu așa ceva. Și a spus, păi, uite, am unul la mine la țară, ți-l aduc. Și în 2 minute maxim a venit cu cățelul sub braț și lăsa mamei la muncă. Ai și văzut atunci ce cadou frumos ai primit? Îl avem pe Pufi. Ce cadou frumos ai primit, da. Super. Cred că nu aș fi crescut mai frumos. La fel și el a avut o contribuție fantastică în creșterea mea și nu știu ce aș face fără el. Mi-ai dat o sugestie, că tot mă gândesc și eu de ceva zile, chiar de un an de zile, să-mi iau și un cățel. Este extraordinar. Doar că nu prea am timp să am grijă de el. Tu stai la casă sau la bloc? Stau la bloc și nu cred că a fost un impediment. Nu? Asta pentru că este un cățel extraordinar de cuminte. Și am atunci înțeles. Suntem liniștiți. Dar trebuie tot timpul să ieși cu el, coboară, adul. Da, dar nu are o oră fixă. Adică dacă ne trezim la ora 10:30, el așteaptă, nu are niciun fel de problemă și ieșim atunci. Adriana, spune-ne puțin despre tine. De când în domeniul acesta muzical? De câți ani? Cum ai descoperit? În domeniul acesta mereu mi-am pus întrebarea asta. Cum ar trebui să răspund atunci când voi fi întrebată de când cânt? Și cred că de când mă știu. Taică-mi e în domeniu, da? Cântă la orgă, okay. Bunicii au cântat și am fost de mică cu muzica în casă. De pe la 5-6 ani, țin minte că am început să cânt în adevăratul sens al cuvântului, pentru că deja știam să vorbesc, deși eu le-am prin casă de micuță. Păi normal, dacă având tată și bunici, da, în domeniu. Dar cred că un aport, aportul cel mai mare, de fapt, pe care l-am avut, a fost din partea bunicii mele, din partea tatălui, care din păcate nu mai este printre noi. Stând acolo, fiecare dimineață, înainte să mă trezesc, pornea televizorul pe diferite programe de televiziune de muzică populară și eu mă trezeam cu muzică. Și pentru mine cred că a fost cea mai mare punte de lansare, pentru că acolo simțeam că ceva mă liniștește, că este pentru mine, că trebuie să fac asta și ulterior, vorbind cu părinții mei, m-au dus la studii, am fost la Palatul Copiilor, Școala Populară de Arte, tot ceea ce înseamnă drum, parcurs de un solist de muzică populară, iar acum, pentru că mi-am dorit să fac și altceva, sunt elev al Colegiului Național Spiru Haret pe profilul pedagogic. A, deci îți dorești să fii profesoară? Da, nu neapărat, sinceră să fiu, mi-aș dori foarte tare să evoluez și să-mi ating punctul maxim. Ce îți dorești să te faci? Când, sau să dai la facultate sau să urmezi? Păi aș fi vrut să am studii superioare pe profilul muzicii, evident. Da. Doar că din cauza pandemiei. Cred că ți-ai pus un semn de întrebare și ai zis întrebare. Trebuie să mă reprofilez, pentru că nu e neapărat, să mai am și o variantă de rezervă. Corect. Sper din suflet să fie foarte bine și să fie doar acolo acea variantă, să nu fie pusă în practică. Dar dacă va fi nevoie, probabil într-o zi voi face și altceva. Chiar este necesară. Vorbeam cu foarte mulți artiști și unii dintre ei regretau că nu mai au și o altă profesie. Alții erau foarte fericiți că aveau și altceva, alte activități în alte domenii și le-a mers bine, adică nu i-a afectat pandemia.
Din păcate, uite, ușor, ușor, de fapt, din fericire, acum încep evenimentele să revină ușor la normal, nu chiar la normalitatea care ar trebui, dar da, cu speranță și cu voie bună și încredere în Dumnezeu că totul o să fie bine. Adrian, eu zic să facem un fel următor, Laurențiu, ești pregătit? Să ascultăm primul tău videoclip muzical, să-l prezentăm telespectatorilor noștri, să-ți audă așa vocea de dimineață. Cu drag, țin să menționez că acesta este ultimul meu clip, ultima melodie lansată și sper să ajungem la sufletele oamenilor. Este un text ce mi-aparține integral, atât text cât și linie melodică. O să vorbim și despre videoclip după ce îl vizionăm împreună. Puiule,
Doamnelor și domnilor, joc și veselie aici la matinalul Fiantena alături de Adriana Popovici. Mă bucur tare mult, Adriana, că ne-ai încântat așa cu un videoclip. Ne poți spune puțin despre el? Cred că este unul dintre cele mai strâns legate de mine, pentru că acest cântec a fost conceput la o oră de matematică. Da. Profesorul nostru de muzică, noi având un amfiteatru foarte mare în liceu, uneori, în timpul orelor, mai merge și cântă anumite simfonii, anumite melodii de muzică clasică pentru a ne bine dispune. Și atunci, eu auzind acele acorduri, am avut, nu știu cum să spun, am simțit ceva și am început să scriu. De la primul vers până la ultimul, nu m-am oprit. Deci textul e 100% făcut de tine. Și la fel și linia melodică. Da? Ia, da. Foarte frumos. Păi și nu te gândești pe viitor să te faci compozitor dacă tot sau să-ți deschizi chiar de un ce? Studio? Nu, mi-aș dori foarte tare, mai ales că am o pasiune extraordinar de mare pentru asta și chiar am primit destul de multe solicitări, doar că momentan doresc să mă axez pe mine pentru că nu sunt chiar foarte sigură pe ceea ce ar putea prinde sau ar putea avea succes și atunci testez teritoriul și ulterior, dacă o să fie ok, de ce nu pot ajuta cu mare drag imaginația mea și pe ceilalți. Adriana, ai tot timpul din lume, având în vedere că ești la început de drum, ești tinerică, ești frumoasă, da. Foc. Mulțumesc. Și ai un costum la fel, foarte frumos. Are o poveste, întotdeauna asta este întrebarea emisiunii în momentul când avem un artist de muzică populară. Întrebăm de costumul popular, dacă are o poveste, de câți ani îl are și dacă are mai multe în garderobă. Și costumul meu, la fel ca toate celelalte, este unul foarte vechi și autentic. Am o colecție destul de frumoasă de costume populare pe care le port cu mândrie. Am primit și de la bunica mea, dar cel de astăzi este cel pe care l-am purtat eu în ultima vreme, avându-l și în videoclipurile mele. Și aceasta este primită de la vecina, da. O vecină de peste drum de la noi, de la țară, căreia îi mulțumesc tare mult. Am primit, într-adevăr, este destul veche de ceva, încă se vede. Cred din că material. Are cel puțin 60-70 de ani aceasta. E, deși te invidiez, se întreține. Dau și o să am o vecină, așa, să-mi dea și mie o ie, un costum popular. Dar să știi că toate vecinele de la mine de la țară au fost foarte darnice cu mine. Da? Da, mamă, ce norocoasă ești, poate faci și mie așa o cunoștință cu o vecină de-a ta. Să știi că se găsesc extraordinar de greu. Păi știu, tocmai de asta spun. Bine, nu pot să spun că am exagerat și eu cu primitul, adică sunt recunoscătoare pentru ceea ce am primit, dar cele mai multe dintre ele să știi că sunt achiziționate, inclusiv aceste Oprege și Marama. Este venit, acest costum este din zona ta. Din zona mea, Gorj. Reprezentativă, da. Da. Albul și roșu, parcă reprezintă dragostea, deci despre ce vorbim. Și dacă vorbim de dragoste, am văzut că ai venit și însoțită de cineva. Gânduri mari sau încă? Din punctul meu de vedere, întotdeauna au fost gânduri mari. Cred că acum să vedem ce o să fie, nu vreau să accelerez. Dar acești bănuți, ce reprezintă ei așa? Sunt vechi și ei? Să știi că sunt vechi, dar nu i-am de foarte, foarte multă vreme. Mi-am dorit din totdeauna să am un tip de cercel de genul și au fost primiți cadou. Mama mea a făcut rozii de acolo, din imagine, acolo este mămica mea. Și îi mulțumesc foarte tare, ea se implică activ în tot ceea ce însemn eu ca și artist, atât ea cât și tatăl meu și cred că nu aș fi putut vreodată să am părinți mai buni decât ei. Ce frumos! Sunt tineri, m-am făcut la 18 ani. Câți ani au? Tare curioasă! Mama are 38. Nu te cred, am plecat! Laurențiu! Iar tata 41, urmează să facă 41. Nu, s-a terminat! Laurențiu, ce fac, mamă? Când și eu? Cu gândul bun! Trece vremea, sună ceasul! Foarte frumos! Să trăiască, să fie împliniți, să fie sănătoși. Au făcut o realizare extraordinară. Arăți foarte bine și ești foarte frumoasă, foarte carismatică. Mulțumesc tare mult! Adriana, zic să facem în felul următor, să le dedicăm următorul tău videoclip muzical celor care ne urmăresc la această oră. Cu drag! Să-i bine dispune, să-și facă și ei cafeluța așa pe ritmuri de dans. Îmi spunea maica odată pentru toate mămicile și pentru mama mea.
Da, dragii mei matinali, așa se întâmplă când ne simțim bine și trece și timpul mai repede. Astăzi prezentă Adriana Popovici frumos videoclip. Foarte mulțumesc frumos. Mulțumesc eu din suflet. Pentru că suntem pe repede înainte și nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, spune-mi așa, Adriana, ce planuri ai de viitor? Să ating apogeul la tot ce înseamnă cariera mea. Am foarte multe planuri și sunt sigură că am să le valorific mai devreme sau mai târziu. Am în plan un album cât de curând, deși aștept să termin cu anul acesta de foc, pentru că am bacalaureatul luna aceasta și sunt destul de emoționată din acest punct de vedere, dar sunt convinsă că va fi bine, pentru că nu m-a lăsat niciodată Dumnezeu și nu mă lasă nici acum. Eu zic că o să faci față cu brio, ești o fată pe lângă frumusețe și deșteaptă și inteligentă. Mulțumesc, deci chiar o să treci cu brio, chiar cu 10, cu felicitări, eu așa zic. Și de ce nu mi-aș dori? Îți doresc acest aspect, să treci cu brio, să fie bine. Ca de final, eu am așa o mică chestie frumoasă. Uite, te invit alături de mine în picioare să ne luăm la revedere și de la matinal. Ea mai înaltă, eu mai mică. Așa, nu, mă fac eu mai mică. Uite, eu am extras pentru telespectatori, tu pentru tine, da, poți să-l deschizi. Este așa karma matinalului, să vedem ce ți-o rezervă astăzi. Ia! Wow! Iubirea de sine este începutul unei povești de dragoste care va dura o viață întreagă. Ah, ai văzut? Ce frumos! Deci nimic nu se poate înlocui cu iubirea.
Îți doresc mult succes și din acest punct de vedere și pe plan profesional și te aștept cu albumul când... Sigur, cu mare drag. Și de ce nu chiar și până atunci? Voi fi prezent ori de câte ori voi avea ocazia, pentru că sunteți tare faini. Mulțumesc din suflet, Adriana, iar eu, doamnelor și domnilor, pentru dumneavoastră, dacă nu-ți convine ceva, schimbă acel lucru. Dacă nu-l poți schimba, schimbă modul în care te gândești la lucru respectiv. Gândiți frumos, pentru că atrageți energia pozitivă și lucrurile frumoase vin pe repede înainte. Vă doresc o zi minunată, toate cele bune, cu zâmbet și veselie! Că-mi jurai că ești cinstită, pupața-și gura, când ai tot pe mine vina. Și te juri că ești cinstit, să nu mai zic eu nimic. Lasă, lasă, că nu-i rău, că-o veni și rândul meu. De altul să vin iubită și să jur că sunt cinstită. Lasă, lasă, că nu-i rău, că-o veni și rândul meu. De altul să vin iubită, să mă jur că sunt cinstită. Cămașa, iar îți căzu vreo cireașă. Dar ce cireașă-i, neguța, de seamănă agurița. Pupața-și gura, când ai tot pe mine vina. Și te juri că ești cinstit, să nu mai zic eu nimic. Lasă, lasă, că nu-i rău, că-o veni și rândul meu. De altul să vin iubită și să jur că sunt cinstită. Lasă, lasă, că nu-i rău, că-o veni și rândul meu. De altul să vin iubită, să mă jur că sunt cinstită. Ce-ți face a ta mândruța? Pupața-și gura, când ai tot pe mine vina. Și te juri că ești cinstit, să nu mai zic eu nimic. Lasă, lasă, că nu-i rău, că-o veni și rândul meu. De altul să vin iubită și să jur că sunt cinstită. Lasă, lasă, că nu-i rău, că-o veni și rândul meu. De altul să vin iubită, să mă jur că sunt cinstită.